Sute de elevi s-au înscris la Festivalul Sportului Medieșan Bucuria Mișcării. Competiția este organizată de deputatul Gheorghe Roman și profesorii de sport din unitățile de învățământ din oraș. Deputatul de medii ar spune că scopul evenimentului este acela de a oferi o alternativă a tentațiilor zilelor noastre. Copiii sunt prezenți de la toate școlile. Eu cred că cu ajutorul cadrelor didactice vom reuși să ducem la bun sfârșit și această ediție. Finalul ei probabil va fi undeva la începutul lunii iunie. În total, peste 1500 de tineri sunt așteptați să participe la a doua ediție a Festivalului Sportului Medieșan.